Green Mogo este un proiect al Asociației Green Initiative, înființat în urmă cu 10 ani de Felicia și Marius Ienculescu Popovici. Astăzi, Green Mogo este un spațiu dedicat ecoeducației și dialogului despre clădiri verzi. Dacă tot construim, haideți să construim cu impact mai redus asupra mediului. Și așa a început povestea micii clădiri, care acum s-a transformat în Centrul de instruire și consiliere energetică Green Mogo. Și am început să căutăm lemn din surse certificate, să căutăm să folosim, nu știu, vopsele ecologice, să folosim, să facem acoperiș înierbat, nu un acoperiș obișnuit, să căutăm să folosim automatizări, astfel încât energia consumată în locuință să fie folosită eficient. Deci tot felul de soluții ecologice. Partea de ecologie a unei clădiri este dată și de materialele din care este construită și de modul în care folosește energia, deci cât de eficient folosește energia, eventual dacă folosește surse regenerabile de energie. Mai este dată, sigur, de relația cu biodiversitatea locală. Cei care sunt acum copii sau tineri ar trebui cumva să fie informați că trăim o perioadă de schimbări în ceea ce privește clima planetei și că orice ar deveni ei, pot să devină arhitecți, pot să devină ingineri, pot să devină, nu știu, inventatori, trebuie să știe lucrurile astea și pornind la drum știindu-le, s-ar putea să găsească soluții mult mai bune decât a fost capabilă să găsească generația noastră.